Iubiți prieteni, vă spun bun găsit la o nouă emisiune în Lumina Cuvântului. Ne oprim și în această emisiune la epistola către filipeni, scrisă de Apostolul Pavel, o carte din Noul Testament deosebit de frumoasă, o carte foarte personală și de asemenea o carte foarte pozitivă, o carte în care autorul ei, Apostolul Pavel, Transmite anumite mesaje pentru creștinii din Filip, din vremea respectivă, dar și pentru cei de astăzi, lucruri foarte utile pentru viața practică și pentru viața de trăire împreună cu Dumnezeu. Pentru emisiunea aceasta îl avem ca invitat pe pastorul Radu Bulzan, pe care îl salut și îi spun bun venit la emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Din această epistolă scrisă filipenilor am să citesc un paragraf din capitolul 3, de la versetul 4 la versetul 11 și înainte de a enunța oarecum tema emisiunii, tema dezbaterii din ziua de astăzi, aș vrea să ne împrospătăm memoria cu aceste cuvinte pe care le-a scris Apostolul Pavel măcar că eu aș avea pricină de încredere, chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește Râfna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și bărtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Amin. Acesta e pasajul pe care l-am anunțat și pe care l-am citit, asupra căruia ne vom opri în discuția noastră, în cadrul acestei emisiuni și aș vrea mai întâi să plecăm de la un cuvânt de încadrare a pasajului în epistola către filipeni, ca apoi să putem enunța o tematică un uh, punct principal pe care Apostolul Pavel caută să îl uh, puncteze în uh, acest paragraf. Pavel era în închisoare și el scrie celor din Filipi, celor din Colose, uh, apoi celor din Efesen, uh, din uh, Biserica din Efes și uh, se încadrează această epistolă către filipeni în uh, Epistolele captivității, deoarece Pavel era închis. Dacă citim cu atenție uh, epistola aceasta, ne dăm seama că ea este una cât se poate de personală. Deși era închis în închisoare, Pavel le scrie celor din Filipi. De fapt, Pavel a luat legătura cu cei din Filip pentru prima dată, dacă citim în a doua călătorie misionară pe care o găsim în Cartea Faptelor Apostolilor la capitolul 16. Când Pavel are o vedenie, trece în Macedonia și ajută-ne, Pavel se duce numai decât și prima cetate, primul oraș pe care îl vizitează în Europa este tocmai orașul Filipi. Pe marginea unui râu se ia naștere o biserică creștină și din momentul acela Pavel ține legătura cu această biserică din Filipi. În pasajul biblic citit, ca să încadrez toată epistola care cuprinde patru capitole, mai exact patru pagini, este prin excelență o epistolă a bucuriei în care Pavel, vis-a-vis -vis de alte îndemnuri și de aprecierile pe care le face la adresa filipenilor, le spune din închisoarea Romei, bucurați-vă în Domnul, iară zic bucurați-vă. Găsim de 14 ori expresia aceasta în epistola către Filipeni, deci expresia bucuriei. În capitolul 3, Pavel oarecum ne aduce și pe noi, dar și pe cei din Filip, în urmă cu 2000 de ani, la realitatea umblării și cunoașterii profunde, intime a Domnului Isus Hristos. Cred că acesta este cadrul uh, pentru început uh, în care putem să încadrăm epistola către Filipeni. Uh, spuneai că această epistolă este una foarte personală, uh, da, în adevărat. sensul uh, în care aici găsim foarte multe informații despre Apostolul Pavel, uh, informații pe care nu le găsim în alte cărți din Noul Testament. Uh, în mod special, capitolul din care am citit în cadrul acestei misiuni, capitolul 3, avem multe informații de natură personală din viața lui Pavel, în mod special viața de dinainte de al cunoaște pe Hristos. Asta referitor la aspectul personal al epistolei. Spuneai că, de asemenea, apare foarte mult tematica bucuriei. Uh, e, e foarte interesant că în fiecare capitol el are un anumit uh, lucru pe care îl punctează, o, o anumită tematică pe care o punctează și uh, referitor la această tematică apare ideea de bucurie, ca și cum uh, spunea cineva uh, anumiți hoți ar vrea să fure bucuria din uh, viața creștină. În capitolul 1 vorbește de împrejurările în care se află, în capitolul 2 vorbește de unitate, în capitolul 3, iată, apare religia pe care el a avut-o. Toate aceste lucruri care pot să fure, la un moment dat, bucuria din, din viața creștinului. Cum am putea lega capitolul 3 de tematica bucuriei? Pavel ne dă aici, în uh, capitolul 3, un exemplu din viața lui particulară. Și el vrea să spună, așa cum bine aminteai, că uh, viața pe care a trăit-o înainte, ca un superlegalist, ca unul care era un fariseu, așa cum reiese din pasajul biblic citit, vis-a-vis uh, -vis de practica bucuriei pe care el a înțeles-o după momentul întâlnirii cu Domnul Isus Hristos. Eu cred că este o mare diferență între cele două uh, concepte, între cele două. Să zicem, fragmente, din, fragmente viața. din viața lui, deci viața pe care a trăit-o ca un fariseu înainte de a-l cunoaște pe Domnul Isus Hristos în mod personal, și momentul după ce l-a cunoscut în mod personal pe Domnul Isus Hristos Cred că aici e marea diferență între cele două problematici. Ai folosit la un moment dat un, un cuvânt, o expresie. La care aș vrea să ne oprim câteva momente pentru a o putea defini. Ce înțelegem prin a fi un om legalist? E de bine sau de rău? Și, și. Deci, cred din toată inima că Pavel, în momentul în care, pentru legea lui Moise, pe care el a știut-o foarte bine, fiind crescut în turnonaș numit Tars, Pavel scrie istoria creștină despre el că la 12 ani a venit la Ierusalim. Apoi a început să învețe toată legea lui Moise. Era un om foarte cult. Și cu toate acestea, Pavel, unul care știa foarte bine limba greacă, pe care o vorbea fluent, limba ebraică, provenea dintr-o familie uh, educată, iar Biblia ne spune că el a fost școlit, a fost învățat la picioarele lui Gamaliel. În vremea aceea erau multe partide religioase în vremea Domnului Isus. Se pare că Pavel a fost contemporan cu Domnul Isus, s-a născut aproximativ în perioada în care s-a născut Domnul Isus Hristos. Și atunci Biblia ne relatează și în special Evangheliile, Noul Testament în general, că Pavel a fost crescut și educat la picioarele lui Gamaliel. Repet, în vremea aceea erau mai multe fracțiuni religioase. Erau Cărturarii, erau Fariseii, erau Irodiani, erau Ziloții, dar în special partida care s-a impus să zicem, prin multe controverse între ei și respectiv lucrarea Mântuitorului au fost Fariseii. Acum noi folosim cuvântul ăsta fariseu când spunem unei persoane că are o viață duplicitară sau este un un ipocrit. Dar la momentul acela, cuvântul fariseu însemna un lucru pozitiv. Era un fel de elită spirituală a vremii, cel puțin așa se considerau ei și când spune apostolul Pavel în pasajul pe care l-am citit în ce privește legea fariseu, el de fapt vrea să transmită faptul că a căutat să fie oarecum în acea elită spirituală recunoscută a, a vremii. Ce am remarcat eu în pasajul pe care l-am citit, spuneam că îl putem împărți în două părți: ce a fost Pavel înainte de a-l cunoaște pe Domnul da. și ce a căutat să facă după momentul întâlnirii. În, în perioada de dinainte. De convertirea lui sau întoarcerea lui la Dumnezeu, accentul cade foarte mult pe reguli, pe ceea ce el căuta ca om să facă înaintea lui Dumnezeu, oarecum să câștige bunăvoința lui Dumnezeu. Iar în a doua parte a pasajului, accentul se mută de pe reguli pe relație. Da, și mă gândeam la, la faptul că, uh, oarecum, și astăzi oamenii confundă, oarecum, religia cu cunoașterea lui Dumnezeu. Uh, e suficient să ai o religie pentru că oamenii spun, am și eu religia mea. Diferența între a avea o religie și a fi cu adevărat un om credincios, așa cum uh, uh, dorește Dumnezeu. Nu, nu este totuna a avea religie cu a avea o relație intimă cu Hristos. Așa cum spuneam, Pavel a avut o religie. El era un om foarte religios. Spuneam că făcea parte în vremea aceea din partida fariseilor. Fariseii era o partidă religioasă în vremea aceea așa cum bine spuneai, cu o conotație pozitivă. Adică erau oameni cei mai stricți care respectau toată legea lui Moise ba încă voiau să respecte mai mult decât cerea legea lui Moise. Saul din Tars, care apare pentru prima dată în istorie în Cartea Faptelor Apostolilor la uciderea lui Ștefan, apoi după convertire, așa cum uh, scrie tot Cartea Faptelor, a devenit mai târziu cel mai mare bărbat al istoriei, după părerea mea, Sfântul Apostol Pavel, a avut o mare râvnă în ce privește legea lui Moise. El credea că face bine, arestând creștini. Și în momentul convertirii, cei care citesc Biblia, își dau foarte bine seama că în momentul întâlnirii personale cu Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului, Pavel are o întâlnire personală cu Domnul Isus și din momentul acela toată viața lui de după se schimbă în mod radical. Deci dacă e să vorbim înainte, așa cum spune el în capitolul 3 din Filipeni, că el și reia discuția aceasta în cuvântul lui de apărare, dacă ne uităm în fapte 22, respectiv 26, în fața Sinedriului când este arestat, în fața lui Agripa, el spune exact aceleași cuvinte. Sunt tăiat în prejura opta zi. Deci asta ținea tocmai de legea lui Moise. Era din seminția lui Beniamin. Deci a aparținut elitei lui Israel din punctul acesta de vedere. Și totuși, mântuirea nu se putea primi nici atunci, nici astăzi, pe baza acestor ritualuri. Era un om foarte religios. El avea scrisori de acreditare din partea marilor preoți să aresteze creștinii, cei care credeau în Domnul Isus. Era evreu dintre evrei. Și cu toate aceste reguli, cu tot fariseismului, pozitiv, să zicem, cu reputația care o avea, pentru că, intrând în partida fariseilor, nu putea să intre decât după ce era major, adică asta însemna în jur de 30 de ani. Și cu toate acestea, Pavel nu avea o relație intimă, personală cu Domnul Isus Hristos. Ceea ce spune e adevărat, de la versetul 7, așa cum s-a citit din Filipeni, capitolul 3. Este tocmai că lucrurile care, și se referă la toate lucrurile din urmă, care pentru el erau câștiguri, adică dreptul de a fi în sinedru, drept, drept, dreptul de a promova din punct de vedere al, al pregătirii lui teologice, toate acestea, spune Pavel, le-am socotit ca o pierdere, ba încă spune ca un gunoi, ca să îl câștig pe Hristos. Deci, cunoașterea intimă a lui Hristos. Uh, spre asta uh, merge Pavel și eu cred că uh, textul este cât se poate de clar. Aș vrea să ne oprim puțin la uh, acea enumerare uh, a lucrurilor pe care el le considera ca un mare câștig înainte de momentul convertirii. Uh, pentru noi cei de astăzi, uh, faptul că el a fost în împrejur uh, poate că nu are mare semnificație. Că era din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu. La o primă citire sau la o citire chiar superficială, aceste subliniere ale Apostolului Pavel par fără relevanță. Și totuși, spuneam că în acest capitol el vorbește despre legalism. Uh, există o anumită uh, revenire, chiar în vremea noastră, a oamenilor către legalism, sau uh, care ar fi aplicația practică? Putem regăsi aceste lucruri uh, ca niște principii, uh, chiar și astăzi, ca exemple de legalism uh, din partea oamenilor care uh, l-ar căuta pe Dumnezeu? Deci, repet, Pavel, în capitolul 3 din Filipeni, de unde uh, am citit, ne dă un exemplu din viața lui înainte de a veni, deveni credincios, a fost un super legalist, spuneam la început. Și astăzi putem cădea în capcana legalismului. Și Pavel ne prezintă aici, în capitolul 3 din Filipeni, câteva exemple de legalism pe care uh, le putem aplica și astăzi. Și anume, el spune, sunt tăiat împrejur a opta zi. E un ritual, e un ritual. tăierea împrejur. Da, e adevărat. Dar cred că și noi avem ritualurile noastre astăzi, în mileniu 3, vis-a-vis -vis de în împrejur a opta zi. Avem și noi ritualurile noastre, de exemplu, la comuniune, la botez, probabil, uneori chiar și la cina Domnului, sunt anumite, chiar acte de cult, a zice, anumite întâlniri în cadrul bisericii creștine, în care, cred că uneori, lucrurile sunt duse să pară mai degrabă un ritual decât altceva. Probabil că fiecare din aceste exemple pe care le-ai le prezentat ar putea fi o discuție în sine. Bineînțeles că noi nu putem dezvolta fiecare subiect pendelete într-o singură întâlnire. Dar mă gândesc, de exemplu, la botezul în apă, așa cum este practicat în lumea evanghelică, la vârsta la care oamenii pot să facă deosebire între bine și rău, atunci când în mod personal pot să ia această decizie în dreptul lor și nu alți oameni să hotărască pentru ei. Dar în același timp mă gândesc că sunt oameni care consideră că actul botezului în sine este garanția suficientă pentru mântuirea omului. Botezul e un simbol în sine, e un ritual, dacă putem spune în sensul bun al cuvântului, care face parte din credința creștină. Dar în sine, doar faptul că un om e botezat nu înseamnă automat ajunge în cer. Dacă ne referim la botezul în apă, uneori e posibil să devină un ritual. Dar Biblia spune, și este porunca Mântuitorului: după ce omul este născut din nou, el trebuie să declare în mod public că s-a întâlnit în mod personal cu Domnul Isus Hristos, că în interiorul lui a avut loc nașterea din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt și atunci el declară public că a fost îngropat și a murit împreună cu Hristos iar în momentul în care se ridică din apă, din baptistier, el demonstrează de fapt în mod practic în, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți la o înviere nouă împreună cu Hristos. Ei, dacă lucrul acesta nu se întâmplă în anumite circumstanțe din păcate, Mă tem că alunecăm exact spre ceea ce discutam anterior, și anume spre un legalism. E adevărat că Biserica Creștină are două mari simboluri. Este vorba de botezul creștin sau botezul nou testamental și de Specina Domnului. Dar, mă repet din nou, s-ar putea uneori ca cele două simboluri, importante zic eu pentru Biserica din Mileniul III, uneori să ajungă, să alunece. La problema ritualului. Deci, vrem să puntăm, ca să fie foarte bine, înțeles de cei care ne ascultă, că botezul, cina Domnului și-au valoarea lor, Absolut. recunoscută de scriptură și de evanghelici, ca să spunem așa, în vremea noastră. Dar vrem de asemenea să combatem și o extremă eu o consider o extremă nebiblică atunci când omul e botezat și consideră că faptul că face parte dintr-o anumită comunitate și are numele trecut acolo într-un registru este garantat asigurat locului în cer ca mântuire indiferent de modul în care el trăiește în viața de fiecare zi și Tocmai asta vrem să, să combatem, faptul că un om poate practica un ritual, adică, din acest punct de vedere, să fie în regulă viața lui, a unor reguli, a unor principii, dar să lipsească relația personală între el și Dumnezeu. Cred că valoarea pasajului, tocmai aici, aici rezidă în sublinierea nevoii de a avea o relație personală. A omului cu Dumnezeu. Biblia spune cât se poate declara și a afirmat foarte corect că botezul în sine nu mântuiește. Petru spune asta. Este o icoană, o imagine. O imagine. Deci, dacă omul care se botează în apă nu are, din punctul meu de vedere, nașterea din nou și apoi trăirea practică cu Hristos în fiecare zi, Ritualul nu-l ajută. Ritualul numit botez în apă, chiar nu-l ajută deloc. Deci nu poate să asigure, așa cum spuneai, o intrare sigură în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că legământul făcut între mine și Dumnezeu, numit botez în apă, dacă nu continui să îl cunosc în mod personal pe Hristos, acel botez, acea baie în apă, practic nu mă mântuiește. Doar atât că am devenit un membru, într-un registru, într-o biserică evanghelică și atâta tot. Dar Biblia ne spune cu totul altceva și pentru a evita extrema aceasta, eu cred că în vremea în care noi trăim, trebuie să punem un, un accent din ce în ce mai mare pe acei ucenici, pe acei creștini practicanți, nu nominal. Adică creștinul care în fiecare dimineață, pe lângă faptul că este înscris într-un registru de membri, frecventează o anume biserică evanghelică, el trebuie să aibă părtășie, să rămână în cuvântul lui Dumnezeu, să fie prinde de Duhul Sfânt și apoi să aibă roada Duhului în viața lui și numai în felul acesta, sfințindu-se în fiecare zi, va ajunge în filan împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune mai departe, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin cititorul secolului 21 când se uită aici, poate că nu vede nicio relevanță. Ce era mare lucru că Apostolul Pavel venea din seminția lui Beniamin. Era una dintre cele 12 ce seminții. Adevărat. Era mai importantă decât celelalte? Că el, el se laudă cu, cu lucrul acesta. Da, Pavel se laudă numai că faptul că el făcea parte din seminția lui Beniamin, una din cele 12 seminții a lui Israel, faptul că a aparținut elitei lui Israel, nu i-a asigurat mântuirea pe care el a căutat-o după legea lui Moise. Vreau să spun făcând o paralelă astăzi între uh, ceea ce discutăm la uh, afirmația că el făcea parte din seminția lui Israel a aparținut elitei lui Israel. Numai că, făcând o aplicație practică la lumea noastră, faptul că aparținem seminției lui Beniamin, pun ghilimele de rigore, faptul că ne-am născut într-o familie de credincioși, de pocăiți, dacă tata și mama sunt credincioși, asta nu -mi garantează mie automat că voi fi și eu mântuit sau copil lui Dumnezeu cel puțin în dreptul meu, eu sunt a treia generație din mișcarea penticostală. Faptul că bunicul a fost credincios, tata și mama, adică părinții mei, care actualmente sunt plecați la Domnul, au fost credincioși, asta nu -mi garantează mie faptul că eu automat, venind într-o biserică evanghelică, sunt mântuit sau sunt credincios. Sau, mergând un pas mai departe, dacă Unchiul sau uh, uh, verișorul sau tata sau uh, mă rog, cineva drag mie, apropiat familiei, este credincios, asta nu înseamnă că mă face și pe mine credincios în mod automat. Ca să punctăm uh, uh, mântuirea este o chestiune personală Absolut. între om și Dumnezeu Absolut. și nu poate fi rezolvată de o altă persoană în numele personal. Uh, ca și cum am spune că sunt lucruri care nu pot fi împrumutate noi împrumutăm anumite lucruri care nu le avem. Mergi la vecini, mergi la prieten mergi la cineva din familie și spui am nevoie de cu tare, cu tare, pentru o perioadă relativă scurtă, ți-l înapoiez. Dar relația cu Dumnezeu nu poate fi împrumutată. Ori o ai, ori nu o ai. Absolut. Deci nu este o garanție faptul că cineva din familie este un om al lui Dumnezeu, e un om credincios, nu se transmite mântuirea la toți ceilalți, mm -hmm. pentru că unul singur este ceea ce Dumnezeu vrea să fie. Să mergem mai departe, pentru că, că, timpul trece și își face cursul lui, așa cum spunem noi, zice evreu din evrei. Ce ar trebui să înțelegem prin această sintagmă când spune Apostolul Pavel și la vremea respectivă pentru el asta era o mândrie, o laudă, să spună eu sunt evreu din evrei. Mă tem că sloganul acesta este cât se poate de actual și astăzi. Deci când Pavel spunea evreu din evrei, el ținea foarte mult, chiar morțișa spune, la religia lui. Și cred că la momentul acela Pavel se lăuda cu religia lui din care făcea parte. Pavel, sunt sigur că a respectat toate regulile în ce privește religia, Fariseii în vremea aceea erau considerați, așa cum spuneam și la început, o elită spirituală, în sens pozitiv. Și cu toate acestea, venind la vremea noastră, deși Pavel a fost o persoană foarte religioasă, și atunci, ca și astăzi, vreau să punctez foarte clar că religia nu mântuiește. Nu l-a mântuit nici pe Pavel și nu poate mântui pe absolut nimeni nici astăzi. În Galaterii, în capitolul 1, versetul 13, Apostolul Pavel spune, referitor la uh, perioada aceea din viața lui, uh, ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor. Cum? Adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Da. Apostolul Pavel n-a fost un om uh, fără religie, un om care uh, să fi trăit toată viața ca un păgân. Uh, din potriva, a fost un om foarte religios, dar este oarecum șocant ce spune el aici că avea o religie care îi prigonea pe alții și o religie dar de fapt nu avea cunoșterea lui Dumnezeu și îmi pun întrebarea este posibil ca un om să aibă o religie și religia să-i prigonească pe oameni da, este Sau posibil să ai o religie să spui eu sunt un om religios și de fapt să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Da, este posibil să fii om religios și să nu fii mântuit, să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Spunea cineva și mi-a plăcut atât de mult că în vremea noastră sunt foarte mulți oameni care au tone de religie, dar niciun gram de mântuire. În vremea noastră mă tem că alunecăm spre această extremă, să zic, periculoasă, în care cei mai mulți Pun bazele pe ceea ce izbește exteriorul. Adică a fi un om cumpătat, a fi un om decent, moral, avea o familie bună, a fi bine văzut în societate, chiar și în biserică, fără să punem în balanță uh, problema cealaltă a interiorului, a relației personale și a cunoașterii lui Dumnezeu. E tocmai aici uh, pedalează și pune accentul dacă vreți, Apostolul Pavel în viața de după convertire, în cunoașterea personală a Domnului Isus Hristos. El face o mare diferență între cele două etape. Noi am punctat destul de mult partea aceea dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Uh, acele exemple uh, cum spuneai de legalism uh, din viața lui dar care pot să fie aplicate și astăzi la viața uh, noastră a celor care trăim în uh, secolul 21, așa cum spuneam. Uh, e interesant că apare aici jocul ăsta de cuvinte uh, pierdere-câștig. Uh, avea înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu lucruri pe care le considera uh, un mare câștig iar momentul întoarcerii la Dumnezeu l-a determinat să-și schimbe optica. Și ceea ce considera un mare câștig, spunea acum e o mare pierdere. Și ceea ce considera uh, a fi o mare pierdere, o risipă, uh, o goană după vânt, el spune e un mare câștig. Uh, ca și cum ar pune vorba ta în balanță ce-am pierdut și ce-am câștigat. Uh. Trăim așa în perioada și în lumea asta, în care omul spune: Ce, ce câștig? Ce împică din afacerea asta? Da, ce pierd dacă ce fac lucrul acesta și ce câștig? Și el spune: Uite, am pierdut un ritual, am pierdut un rang, am pierdut religie, am lăsat deoparte reguli, dar nu se compară cu ce am câștigat. Hai să puntăm spre finalul emisiunii care sunt acele lucruri pe care le-a câștigat Apostolul Pavel din momentul în care el s-a întors cu adevărat la Dumnezeu Cred că este o mare diferență și partea a doua la care vrem să ne referim acum din viața Sfântului Apostol Pavel nu uh, întâmplător spunea cineva și am auzit recent asta că după jerfa de mântuire de la Calvar a doua problemă importantă în creștinism este tocmai convertirea și viața apostolului Pavel. Pavel, cu cea mai mare smerenie vă spun, a fost un mare om al lui Dumnezeu, un mare titan. De aceea el spune că în urma pierderii are un mare câștig. Așa cum spunea în joc de cuvinte. Câștig, pierdere, pierdere, câștig. Ei, el are câteva beneficii pe care le aduce în subiect, scrie scrisoarea personală, caldă, celor din Filipi. Și îl spune, am câteva beneficii în urma convertirii. În urma faptului că am lăsat în urmă ritualurile, am lăsat în urmă rasa, adică seminția din care fac parte, am lăsat religia în spate, regulile, reputația, am lăsat tot. Ca să-l cunosc pe Hristos. O cunoaștere personală. Nu doar o cunoaștere intelectuală. Vreau să vă spun că înainte de a-L cunoaște pe Hristos, Pavel îl cunoștea pe, pe Hristos, mai exact pe Dumnezeu, dar doar la nivel intelectual, doar cu mintea. Știa foarte bine legea lui Moise, dar nu-l cunoscuse în mod practic, în mod personal pe Domnul Isus Hristos. Tocmai spre asta din de el și spune primul beneficiu pe care l-am din întâlnirea cu Hristos este că vreau să am o cunoaștere personală a lui Hristos. Și Pavel a avut o din plin. Nu știu în ce măsură vom reuși să epuizăm în această emisiune toate celelalte beneficii pe care le prezintă apostolul Pavel, dar cel puțin acesta pe care l-ai menționat, cunoașterea lui Dumnezeu, mi se pare un lucru foarte important, de bază, de căpătâi și vreau să, vreau să întreb, el spune aici în versetul 10, după momentul convertirii, deci el este deja un om întors la Dumnezeu, da. el spune și să-l cunosc pe el și întrebarea mea e următoarea, păi nu-l cunoaște deja? Sau cunoașterea Uh, e, e, e doar un moment o dată în viață sau cunoașterea lui Dumnezeu este ceva care trebuie dezvoltat, ceva progresiv, care trebuie uh, să înainteze în uh, viața fiecăruia dintre noi? Eu cred că cunoașterea lui Dumnezeu este și un moment care începe, pentru că trebuie să aibă un început, dar în același timp cred că trebuie să continue cunoașterea aceasta toată viața. De fapt, dacă bine mi-aduc aminte, el spune, scriind în tot filipenilor, în primul capitol, în rugăciunea pe care o rostește pentru filipeni, de la capitolul 1, versetele 3 la 11, el spune așa, Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Deci eu înțeleg din aceste versete că atât dragostea cât și cunoașterea lui Dumnezeu, Trebuie să crească în permanență. Și eu cred că în viața Sfântului Apostol Pavel, lucrul acesta s-a întâmplat de plin. Probabil că nu e greșit să spunem că relația omului cu Dumnezeu poate fi asemănată cu relația dintre doi oameni. Ca acea relație să fie ceea ce așteaptă fiecare, relația aceea trebuie cultivată ca să ai o relație bună cu cineva. De exemplu, relația dintre soț și soție. Uh, relația aceasta nu merge bine de la sine, deși mulți oameni așa consideră că uh, e suficient ce ai făcut în perioada de curtare a persoanei și că după momentul nunții, momentul căsătoriei, uh, relația aceea cu persoana iubită, aleasă, uh, de la sine trebuie să meargă bine. Dar întrebarea mea este, dacă nu investești timp în acea relație, are vreo șansă de izbândă și merg mai departe. Dacă nu investim timp în relația noastră cu Dumnezeu, poate să fie o relație bună? Nu, categoric nu. Deci așa cum spuneai, trebuie să investim timp și în relația cu partenerul de viață, ca ea să funcționeze. Nu e de ajuns așa cum spuneai. În momentul curtării, înainte de căsătorie, să faci tot posibilul ca lucrurile să iasă bine, iar după aceea să mergem, cum se spune în popor, cu frâna de mână trasă. Lucrurile nu merg de la sine, ele trebuie cultivate. Cred că în mod asemănător se pretează și relația noastră cu Dumnezeu. Ea trebuie cultivată în fiecare zi. Trebuie ca în fiecare dimineață, atunci când mă trezesc, eu să am o relație corectă și intimă cu Dumnezeu. Mi-am adus aminte de un verset pe care Ieremia, profetul plângerilor, îl spunea referitor la cunoașterea lui Dumnezeu. Iată ce spune în capitolul 9, versetele 23 și 24. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Cred că aici ar trebui să tindă creștinul practicant al secolului 21 să aibă înțelepciune, pricepere de la Dumnezeu și să-L cunoască pe El. De fapt, permiteți-mi să mai citesc un verset din Noul Testament tot referitor la cunoaștere. Este tocmai ceea ce spunea Mântuitorul. În rugăciunea lui de mare preot din Ioan 17, spunea atât de clar Domnul Isus Hristos: Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cred că aici se pretează cunoașterea mea ca și individ, ca și copil al lui Dumnezeu să-l cunosc din ce în ce mai mult pe Dumnezeu și Pavel tocmai asta spune să-l cunosc pe el puterea învierii lui părtășia suferințelor lui să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip spunea Pavel dacă voi putea la învierea din morți. Deci nu se poate relație uh, corectă cu oamenii și cu Dumnezeu, fără să le acordăm timp. Absolut. Dar fără comunicare, poate exista o relație sănătoasă? Nici fără comunicare. În același timp, pe lângă timp, investiția timpului, trebuie și o comunicare. Deci, eu cred că, din punctul acesta de vedere, eu, ca și creștin, practicant, ar trebui să văd cunoașterea lui Hristos, cunoașterea lui Dumnezeu, ca și o comunicare liberă, naturală, spontană între două persoane. Dumnezeu ne-a făcut pe noi după chipul și asemnarea lui. Și el vrea, așteaptă să comunice cu noi. Dacă noi suntem deschiși, Dumnezeu este gata oricând să comunice cu noi. Cum? Dumnezeu comunică prin cuvântul lui cu noi. În momentul în care îl citim, Dumnezeu comunică cu noi prin cuvânt. Iar noi în momentul în care ne rugăm, în numele Domnului Isus Hristos comunicăm de asemenea cu Dumnezeu. Sunt două variante pe care le amintesc acum, sunt ele mai multe de altfel, prin care putem să comunicăm zilnic cu Dumnezeu. Am amintit doar rugăciunea și citirea Cuvântului. Vreau să te întreb ceva. Putem spune că multă rugăciune înseamnă multă bucurie în viață, puțină rugăciune înseamnă puțină bucurie, Niciun fel de rugăciune, niciun fel de bucurie? Cred că este adevărat. Dacă uh, ceva este neglijat în viața noastră de creștini, la ora actuală, din câte observ eu, din viața pastorală, din viața familiilor, cred că factorul numit rugăciune este un element foarte neglijat. Dacă neglijăm rugăciunea, de fapt spunea cineva că un om al lui Dumnezeu, un om spiritual, este atât de mare cât de mult se roagă. Cred că ar trebui să revenim, din punctul acesta de vedere, să ne rugăm mai mult. Și așa cum spuneai foarte bine, dacă avem puțină rugăciune, puțină bucurie va fi în inima noastră. Dacă avem mai multă rugăciune, în mod sigur, bucuria se va multiplica. Cunoașterea lui Dumnezeu se va multiplica, pentru că numai stând de vorbă cu Dumnezeu prin rugăciune, putem să-L cunoaștem în mod intim. Deci, dacă vorbesc despre două persoane, mă refer la doi familii, soți și soție, dacă unul e în România și unul în Spania și ei nu comunică numai odată la șase luni, acea comunicare se întrerupe la un moment dat, iar în final, probabil, va duce la divorț. Prima dată la discuții și apoi la divorț. Eu cred că și din punct de vedere spiritual lucrurile stau la fel. Deci trebuie neapărat să avem comunicare cu Dumnezeu în fiecare zi. Uh, un ultim gând, înainte de a pune punct uh, emisiunii de astăzi. Uh, spuneam că într-o relație e important uh, timpul pe care îl acordăm celuilalt, e important uh, comunicarea, dar uh, foarte mult se vorbește chiar în uh, relațiile interumane despre uh, un factor uh, și anume despre încredere. Fără încredere, o relație nu are cum să reziste. Dar fără încredere în Dumnezeu, cum dezvoltă Dumnezeu încrederea noastră în El? Există o legătură a încercărilor sau a dificultăților prin care trecem și factorul încredere? Pavel spune, referitor la provocarea făcută, că este nevoie și de încredere în Dumnezeu. Pavel a avut mult de suferit pentru Hristos. Din momentul în care el s-a convertit, s-a întors la Dumnezeu, el tocmai asta spune filipenilor în mod intim, în mod foarte personal. Vreau să-L cunosc pe Hristos, puterea învierii Lui, pe care în capitolul anterior al legalismului de care vorbeam la început, nu l-a cunoscut în mod clar și să cunosc părtășia suferințelor lui. Deci, în momentul în care Îl cunoști în mod personal pe Hristos, asta se va întâmpla cu siguranță. Și dați-mi voie să citesc un verset pe care tot Pavel îl scrie și îl găsim în a doua epistolă pe care o trimite lui Timotei. Tot din închisoare. De fapt, este cântecul de lebădă, spun cercetătorii Bibliei. Și iată ce spune Pavel: Vis-a-vis -vis de încrederea în Dumnezeu, de cunoașterea lui Dumnezeu, dar în același timp și de suferințele inevitabile din viața lui. El spune așa. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 11 și 12. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Asta îmi spune mie de foarte multă încredere. O cunoaștere personală și intimă a lui Cristos, dar în același timp, Pavel era conștient, scriind în închisoare lui Timotei, lui Timotei, că el a murit împreună cu Cristos, trăiește împreună cu Cristos, dar în același timp el răbda suferințele pe care, de care avea parte în închisoare, pentru ca încrederea care era în inima lui, turnată prin Duhul Sfânt despre care el scrie celor din Roma, să împărățească într-o zi împreună cu Hristos. Da, cred că încrederea Sfântului Apostol Pavel era una bine ancorată în Dumnezeu. În finalul emisiunii aș vrea să-ți mulțumesc pentru prezența la această întâlnire și să îți doresc multă binecuvântare și mult succes în ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci pentru împărăția Lui. Și aș vrea să mă adresez și celor care ne-au urmărit până acum și celor care sunt alături de noi în cadrul acestei misiuni. Sunt convins că cel puțin două categorii de telespectatori ne urmăresc. O categorie de oameni care pun foarte mare accent pe religie, și aș vrea să le spun în final că religia nu este suficientă, e nevoie de o relație personală cu Dumnezeu. Dacă putem avea o aplicație extrem de importantă acestei misiuni, este tocmai această întrebare: ai o relație personală cu Dumnezeu sau te mulțumești doar cu un ritual sau cu o religie sau cu anumite lucruri pe care în mod legalist le poți practica? Însă există și a doua categorie de oameni care sunt convins că ne urmăresc și care sunt alături de noi din fața ecranelor și anume oamenii care au avut o relație cu Dumnezeu, care au început bine, dar care în momentul de față au dificultăți serioase în această relație cu Dumnezeu. Am punctat în cadrul acestei emisiuni că nu poate exista relație fără timp, fără comunicare și fără încredere. Vă invit să ne punem întrebarea ce înseamnă pentru noi relația cu Dumnezeu. O rutină sau o relație proaspătă, o relație care în fiecare zi se înnoiește între noi și Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, de săptămâna următoare, la aceeași oră, vă doresc multă binecuvântare și nu uitați! Cea mai importantă relație este relația cu Dumnezeu.